1, 2, 10, încă facem probe, dar să știți că începem. Lisa este omul din spate astăzi, care ne dă verdictul dacă poate funcționează cu probe. Plankton MiXArt. Problema este că nu aud fix când vorbesc. Suntem aproape. Suntem și mai aproape. Dacă ne auziți, dacă începe să ne auziți bine, dați un coment. Salutați-ne. Ah, uite ce bine sună deja. Yeah! Let's do it! Bună seara, un proper bună seara de la Plankton MiXArt. Flaviu in the house as a host. The guests are here. Yeah. Să invit pe prietenii mei în cadru. Vă spun un pic cam ce piese am selectat eu astăzi acum la început. Am așa vreo 7-8 piese care toate sunt din zona asta de Africa kind of stuff. Tipul care cânt acum este Joaquin Cornejo. Este un album care chiar prin februarie a ieșit. Foarte bun.
și mergem mai departe cu Le Motel, niște francezi africani, foarte buni și ei. Și îl invit în cadru pe al treilea invitat de astăzi. Bună seara! Pe domnul Mihai Cozma, care a fost punctual. Al treilea care este de prim. Exact. Păi cei din urmă vor fi cei din tâi. Și atunci cei din tâi vor fi cei din urmă. Vor fi blocați în trafic. Da, exact. Ce faci, Mihai? Serios. Salut! Pe este drumuri, ca de obicei. Da? Foarte, foarte mult pe drumuri. Cu topul, tot ce se întâmplă în jur. Da? Trebuie să mergem mult înainte, toți. Să nu ne oprim. Așa este. Și cum faci ca să mergi înainte? Îți inventezi proiecte, așa? Da, în capul meu cumva avem cicluri mici. Și dacă facem, vreți să facem un ciclu mare, trebuie să stăpânim ciclurile mici în viață. Un ciclu mic e o zi. Ciclu mediu, să zic, e o săptămână. Săptămână și ciclu mare, un an. Și dacă putem să stăpânim ciclu mic de o zi, putem câștigăm un an. Să știi că... Să câștigăm o zi, fiecare zi să câștigi o zi. Așa e că e super important. Păi cred că și în condiții din alea de bătălie și tot felul de situații mai extreme din istorie, să zicem, cred că mindset-ul ăsta se instala urgent la oamenii care erau tot timpul pe muche de cuțit și adică erau în pericol să își piardă viața și alte chestii. Și atunci mindset-ul ăsta cred că e foarte bun. Să știi că trebuie să le zic ceva la oameni, da. Și eu astăzi am stat 7 ore aici în sala asta ca să potrivesc toate scurele și cumva la fiecare mufă și semnal audio și nu știu, cameră video pe care am văzut-o că funcționează, am simțit așa că mai câștig un pas și astăzi este o zi câștigată dacă până la ora am câștigat-o până acum, așa e? În continuare, dacă avem avântul ăsta ne duce așa pinge de la spate, nu știu, tot pe el. Așa e. Păi super. Și Mihai, hai să începem cu început. Adică cu prezentul. Ce te cuci în perioada asta? Am rămas antreprenor, dar având în vedere situația, așa? Situația locală și globală, am redirecționat flow-ul meu creativ Știu că tu ai tot felul de pasiune. Și mi-a zis să spun asta. E ca și oamenii din renaștere, că trebuie să renaștem și atunci da. Poți să ai un singur job toată viața. Ai o viață. Ia, stai, că trebuie să schimbi asta. Damn it, ce sacadată este... Punem o piesă de la Pela Cuti, poate îl știți, sper să nu ne... Mulțumim pentru mesajele care ne spun să dăm puțin microfoanele mai tare. Păi acum, știi, ne străduim să le potrivim cum trebuie. N-am stat chiar pe toate butoanele până acum. În fine, Mihai, hai să le zic oamenilor de unde ne știm noi. Casele în care noi am locuit sunt lipite. E prototipul la duplex. Erau construcțiile vechi comuniste în care părinții se decideau împreună să facă câte jumătate de casă. Da, să aibă cât e un perete mai cald. Comun, da, dacă... Cred că asta urmărea, să ține căldura în casă. Așa că familiile noastre și-au unit peretele. Au folosit același perete. Și noi am crescut împreună de la un moment dat, da. Eu așa pe la 16 ani am venit în Someșeni. De la bloc ai venit înapoi la casă. Exact. Și m-a prins Mihai în perioada în care eram în anul întâi la facultate și fix în anul întâi studiam fotografia. Și Mihai a fost un super model pentru mine. Să știți că lucrarea din spate este a lui. Pardon, este lucrare făcută de mine, dar îl reprezintă pe el, e un portret de-a lui.
Dintr-o și... serie de fotografii, exact. Câte știu. Dar a fost câteva, a fost vreo 6-7. Și după aceea, din câte știu, ai început să le și pictezi. Deci, exact. Inițial au fost fotografii, da. Toate. Da. Toate. Și după aceea, da. Și să știți că exact la imaginea asta, Mihai a venit cu o idee foarte bună. Pe vremea aia căutam suprarealism din greu în orice înainte făceam. De internet. Exact. Era înainte de globalizare și de internet. Era internetul, toată lumea stea pe telefon. Da. Facă dial-up. Da. Și încă puterea revistelor era... Era strong. Era foarte puternică. Era acolo, pentru că... Adică, țin minte că eu căutam în reviste și toți, când puneam mâna pe câte un Marie Claire sau erau, stai că am uitat cum se numesc, tot felul de reviste de mod din Occident, da. Man, ce fotografii vedeam acolo și tot felul de chestii grafice. Și așa s-a născut pentru mine cumva și colajul și tu mi-ai dat o super idee și ți-ai rupt niște ochi din revista aia, adică niște ochi de tipă și ți-ai lipit efectiv pe față ca un fel de mască și era tricky pentru că ochii revistei se uitau într-o parte și tu stăteai cu nasul în altă direcție și să știți că și fotografiile sunt foarte mișto, te-am fotografiat pe acolo pe stradă și după aceea am dus-o la nivelul ăsta și am mai avut o serie cu ceva material. Da. Pe un scaun din ăla viitorul. Da, exact. Da, mă, și-am făcut vreo 3 sau 4 versiuni la... Și fără scaun. La un moment dat era poza doar cu scaunul și ochii rămași cumva pe perete. Da, exact. Da. Deci nu e nicio poză în care mi se vede fața mea. Exact. Da. Dar să știi că treaba aia m-a avantajat într-un fel. Era foarte greu să desenez ochii. La început, atunci. Ca și începător. Da. Și de multe ori masca aia m-a ajutat să... Da, se fac tot felul. Și, Mihai, după perioada aia, ce-a urmat pentru tine? Eu știu, dar să știe și lumea un pic. O mică, mare nebunie. Cu un sport așa mai... În momentul mai uitat de țara asta. Dar cu performanțe destul foarte, foarte ridicate. M-am apucat de rugby în clasa 9. Dar eu înainte făceam chitară, mi-am cumpărat o chitară. Tot timpul ai fost așa de extreme, mi se pare. Mi-am cumpărat o chitară, mi se pare așa super fascinant să creezi o muzică și să scoți sentimentele tale, să le pui într-o melodie. Și m-am prins mai tare rugby-ul, după 2 luni de rugby, am uitat chitara, s-a pus grafă pe ea. Aveai super multă energie pe vremea aia. Foarte multă energie. Și ai început să-ți dai seama că poți să faci slalom printre ei. Și mi-am dat seama că sunt foarte bun. Exact, da. Foarte rapid mi-am dat seama că pot să ajung foarte, foarte bine. Și câți ani a durat episodul? 10 ani. Wow, super. De rugby profesionist, adică eram plătit să joc. Super. Da. Și ai fost și în echipa națională a României, nu? Da, la un moment dat. Da, după multe turne de junior. O secundă, mulțumim. Noi ne auzim bine aici, voi nu cred că ne auziți. 1, 2. Hai să facem încă o probă. Da. Mihai, acum? Zice ceva? Acum? Și poate ne confirmă cineva. Mulțumim acolo. Cine ne ajută cu comentariile și cu sunetul. Yeah! Și Lisa ne ajută foarte mult acum, că ea stă atentă pe microfoane acolo. Și dacă simțiți că muzica e prea tare, și asta mă străduiesc să rezolv. Hai să continuăm și sper să audă lumea ce vorbim. Hai să facem o scurtă pauză să le zic ceva. Spune. Să știți că o avem pe Camelia Nedelcu aici, care face tot felul de treburi artistice despre care o să ne povestească și eu o știu destul de bine că a fost și pe la Art Muse, la cursul de pictură și a făcut un indian de toată frumusețea. Sunt convins că nu o să facă astăzi ceva atât de frumos, pentru că chestia a durat 6 săptămâni, ceva de genul, să o facă. Deci nu vă așteptați să vedeți indienii astăzi, dar e ok, că va face oricum ceva foarte bun. Ea a fost elevă la școala, la liceul de arte
și Tomi Răzvan, ultimul din lista noastră astăzi. Ce să faci? Și-o pierdut locul de lider, care vine să facă un DJ set excelent. Să sperăm, dar prima dată trebuie să instaleze sculele. Nu. Mă omoară omul ăsta. Acum am zice că pune muzică de pe platare. Nu, mi-a zis de mai demult. Bun, și o să apară și ei imediat în zonă. Mai stăm un pic de vorbă cu Mihai. Da. Bun, și s-a terminat episodul cu rugby. Și după aceea am văzut două chestii. Ai luat-o tare înspre antreprenoriat. Corect. Și pe de altă parte, în background se întâmpla ceva artistic puternic. Asta aflam din discuțiile noastre lungi. Și din discuțiile cu prietenii noștri comuni care ziceau că mi s-a spus că cei cu ăștia doi au mâncat asbest. Asbest negru de someșeni. Nu știu care e efectul la asbest. Nu știu, nici eu. Dar ar trebui să ne zică ei dacă știu așa bine. Poate bunicii noștri au făcut casa pe ceva fundație. Ceva. Cărămizi, da, ce ca și la Eminescu. Habar n-am. Bun, și ce-a urmat după Rudy? Cum s-a întâmplat lucrurile? În momentul acela, eu cu un coleg ne pregăteam de calificare la Jocurile Olimpice și eram singurii din țară cu contract profesionist de rugby 7, care urma să fie întrezut ca și sport olimpic. A căzut, am plecat cu niște amintiri de la Dinamo atunci și am zis că renunț la viața de sportiv, având în vedere toată situația cu țara în care locuim și perspectiva de viitor. Dar te gândeai la un moment dat să mergi, nu știu, până la capăt cu cariera de rugbyist? Mereu aveam second thoughts, aveam gânduri. Uitându-mă la colegii mei care au participat la cupele mondiale, mă uitam cum se comporta România cu ei. Adică, da. Da, ce puteau ei să facă ulterior, având în vedere că și-au dorit toată viața și toată energia acolo au fost. Nu au fost nimic altceva. Și cumva eu vreau mai mult de la mine tot timpul. Tot timpul. Simțeai că e loc să te exprimi și în alte domenii. Și atunci am ales să tai tot timpul repede. La timp, corect. Da, asta e și foarte se zice că asta e calitatea unui om de afaceri. Să știe când să renunțe și să dispară de acolo. Eu cred că dacă pierde. Ne implicăm emoțional de multe ori în multe domenii în care lucrăm, ne este foarte greu după aceea să renunțăm. Ieșim și să... Pentru că... Și dacă nu mai are sens, stăm... Da. Cumva da, trebuie în amintirile pe care ne le-am construit. Să știi, Mihai, că apropo de momentul ăsta și mie mi-a picat ghilotina într-o după-amiază, cred că. Eram în clasa 10-a și făceam deja fotbal de 7 ani și m-am accidentat. Și când am prins gustul libertății, oh my god, am zis eu, niciodată. Și după aia, și stai că începea să suprapună perioada de fotbalist cu mers la teatru, asculta muzică și desen. Da. Și când am văzut că se poate desena mai mult, am zis, gata, s-o termina. Da, să te întrebi, crezi că se îmbină sportul cu arta? Bă, eu le-am îmbinat toată viața și sper că, da, ce să zic, n-am fost poate de super mare performanță niciuna dintre astea două. Cred că acum am găsesc calea stângă, da, niște vorbă cu... Habar n-am, nu știu. Nu știu ce consider eu despre cariera mea artistică. Știu sigur că am făcut niște lucrări bune și am dat niște goluri faine și astăzi Tomi o să vină să confirme, îl întreb dacă îi plac la Tomi. Și cam asta e treaba. Și fac... Continui să pictez că e foarte benefic pentru starea mea de spirit. Pentru și... suflet, mă. Absolut. Și simt că scot bogăție din nimic, știi? Din piatră, din apă, din piatră agricultură, seacă. Cum zici tu. E un proces care din zero absolut, bine, sunt niște materiale pe care le folosești, ies niște lucruri care pot fi extraordinar de valoroase. Adică depinde numai de tine cât de valoroasă vrei să faci chestia. Da, în același timp e valoros pentru tine spiritual și exact. Pentru societate sau oamenii din jurul tău care se pot hrăni cu și arta. Eu iubesc super, super mult arta și o spun asta din tot sufletul, fără nicio... Nu mă las. Nu te ascunzi că iubești arta, nu? Pentru că
este vastă și e ceva de care nu mă plictisesc ușor și eu am problema asta în viață, da, mă pot plictisi de lucruri destul de repede. Și dacă, să zicem, mă plictisesc să o fac sau să pictez cu fix același instrument, o să schimb instrumentul sau să pictez în aceeași direcție, o să descoper pasiuni noi din zona asta, că adevărul e că mă pasionează super mult alți artiști. Și sunt foarte multe domenii de explorat. Exact. Sunt foarte multe layere, și în sus, și în jos. Și nu știm, că noi nu ne mai putem opri la un moment dat. Da, așa este. Ne ducem, ne ducem, dar trebuie să ne și întoarcem. Noi cumva ne pierdem de multe ori și probabil de la asbestii. Ce să zic? Poate, dar n-am stat să calculăm. Și Mihai, acum trec direct. Știu că ai scris două cărți. Da. Și știu că nu le-ai publicat. Corect. Dar zi-ne un pic despre ce era vorba în cărțile alea, că știu că era craziness. Dar să zic ceva, rezonez super mult cu ce îmi povestea Mihai din cărțile alea. Și e destul de greu să fie publicat. Nu, sau adică, cine știe, în sensul că sunt niște idei care mai cred că mai trebuie să probabil un pic de timp. Am fost să... foarte mult influențat de societatea în care trăim, că noi toți suntem doar niște ramuri din același copac, dar cumva am crezut că trebuie să ne asigurăm, ca și artist nu prea poți să-ți asiguri partea financiară. Atunci, eu cumva am fost focusat să mi-o dezvolt partea financiară super bine, ca să pot să stau confortabil, să crez la infinit, fără să fiu influențat de whatever, oameni din domeniul respectiv. Și asta înseamnă că ți-ai dezvoltat un sistem care aduce în paralel cumva să income pasiv sau corect, venit pasiv? Da. Ai reușit să faci asta? În direcția asta am lucrat și am învățat super mult. Cu nebunia prin care trecem a fost un step back, o pasă înapoi, dar în același timp, ca să dai drumul la o săgeată, trebuie să tragi în spate, știi? Și da, în același timp, te duci în spate, faci un pic de introspecție, că înainte toată lumea fugea, era trafic peste tot și afară și înăuntru. Și acum cred că pot să curg pe mai multe râuri simultan. Ceva ce poate înainte nu puteam să master it. Dar în perioada asta am învățat foarte multe lucruri despre inside și outside. Și atunci ne dăm cred un level up. Are legătură și cu procesul de maturizare, că și eu trăiam lucruri și simțeam lucruri pe care nu întotdeauna puteam să le pun pe departamente și să-mi dau seama când trebuie să apăs, când trebuie să las, când să... Nu știu dacă am devenit înțelept, să știu toate rafinările astea. E mereu un proces. Da, simt cumva că mă descurc mai bine. Și apropo de moment, știi? Da. Când încep să distingi sertare. Chiar Plankton MiXArt-ul mă pune într-o situație în care comunic cu mulți oameni, poate nu vă dați seama, dar chiar râs mult. Cei doi... Și ies din atelierul meu, știi, unde stăteam ani de zile singur și îmi plăcea foarte mult să fiu acolo și acum trebuie să răspund la toată lumea, că na, îi chem într-un joc și nu pot să nu răspund. Și învăț să accept felul de situații pe care înainte le-aș fi tratat așa cu un praf de, nu știu, ceva, benzină aș fi aruncat pe situațiile alea. Și acum îmi dau seama că suntem așa de bine conectați unii cu alții și că depindem unii de alții și că trebuie cumva să avem un soi de echilibru în comunicare și să fii super înțelegător, că toată lumea tu poți să te enervezi pe o chestie, dar nu vezi partea aia la altă și e complicat. Cine? Zice ce? Da, apropo, dacă ne o faceți, ne ajutați din background cu sfaturile astea, poveștile noastre vă plac? For work, every day, for house, every day, for road, duh. Every day, for bus, every day, for work, my people,
My people, my people, my people. We now have to carry our minds out of those guys. Ne auziți bine? Pun o piesă de la Tony Allen, vă știți? Tot un african, superb. Să sperăm că sună bine. Sărăs, Tomi, ce faci? S-aude slab? Cum naiba? Nu înțeleg. Hello, hello! Cum se aude? Muzica prea tare? Se aude acum? Nimic? 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 Probleme tehnice. Tomi? Așteptăm vocea mea să ajungă în urechile tale. Merge, merge, merge. We are on! Yeah, let's do it! So! Prea multe probleme în cosmosul ăsta. Da, man. Toți zic ăștia simplify, 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 da, și da, da. Numai la ne complicăm un podcast timp, ajung. Exact. Aoleu. Imediat camera aia, camera cat, cealaltă, fantome. Cablu. Vai, Doamne, când am început să cumpăr sculele pentru treaba asta, trei săptămâni m-am uitat la tutoriale, serios. Și nu că sunt prea pretențios, ci că să înțeleg dacă potrivesc piesele între ele. Foarte crazy. Bun, Mihai, da. Și? Și cumva partea creativă pentru mine a curs în diferite domenii de... Asta? Da, da. Asta. Nu știu exact. Scuze. Și cumva am zis tot timpul partea creativă că poate să curgă în diferite domenii de activitate. Adică iei creativitatea și doar o muți în diferite domenii în care lucrezi tu. Da. Și din moment ce s-a încheiat partea sportivă profesională, trebuia răutoc, curgea. Și exact, mai ales că la vârsta aia ai super ceva. Multă energie, clar. Trebuia să... Era lăsat și curgea în nimic. Și ai început să scrii? Cu scrisul e mai veche povestea. Da? Da, cumva am fost atras de toate chestiile artistice. De la... Am pus și...
grafică la Palatul Copiilor. Aha, ai fost? Da, sus. Ce tare. Dar și eu am prins. S-a mutat de acolo. Nu s-a mutat. Ei de foarte mult timp acolo și mă bucur că încă există și să știi că și salut pe cei doi profesori pe care am avut, George și Oana Pop. Sunt încă acolo și fac treabă bună și au spiritul ăla de om tânăr, chiar l-au. Super. Păi așa am ajuns la foto. Și cu scrisul din liceu. Și o să publici cărțile astea două? Da, chiar prima. Vezi că ai zis aici da, în față la oameni. Da, 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 da. Gândește bine. Da, 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 nu, prima e gata să iasă de mult. Prima am scris-o în 2012. Și cealaltă? Procesul ei a început acum vreo 4-5 ani. Wow. Da, e gata. E gata și a doua. Da? Da. Super. De acolo, de finish, știți finish, că finish. Mai au relevanță în momentul ăsta? Probabil prima are mai mare relevanță acum decât era dacă o scoteam atunci. Aha. Despre și povestea în da, sine da, da. Și ce poate să găsească cititorul în, da, în cartea auzi, respectivă. Dacă ar fi să zici într-o propoziție despre ce e vorba în da. Cea din 2012 da. Încoace, da. Care e așa miezul, să zicem. E apocalipsa. Așa? E apocalipsa unei societăți în capul unui tânăr de 21 de ani. Care erai și... tu atunci? Da. Sau e personaj? E, da, tot timpul e inspirat din fapte reale, dar dus în creație. I-am dat drumul cum ar veni creație. Dar baza e din adevăr. Un personaj de 21 de ani și ce mare 21 de zile de trăit. Wow. Și personajul nu, niciodată nu a experimentat moartea sau niciodată ca și persoană tânără nu te gândești la moarte, da, da, nu da. Te gândești la nimic. Și nici bunicii și toată cei lumea din jurul e lângă tine, da. În sensul ăsta da, zici tu da, că n-ai da, experimentat. Și atunci lovești așa din tinerețea se lovește așa de un zid pe care moare. Nu mulți, și ce face? Scrie despre apocalipsa. Și ce face el la 21 de ani? Având el în capul lui, crede că vine apocalipsa maiașă. Așa. Exact, cu calendarul maiaș și cu toate nebunile care s-au întâmplat atunci. Pentru el, știrile de atunci de la televizor erau adevărate. Și cumva absorbe tot ce la televizor și crede că e adevărul luat de la televizor. Și eu am avut niște vise ciudate prin perioada aia și chiar mă visam cumva într-un cadru apocaliptic și ce fac, pe cine iau, da, în fine. Da, dacă tot vorbim de cicluri, de fapt maiașii, fiind foarte buni matematicieni, vorbeau de sfârșitul unui ciclu în 2012. Ei nu se refereau la lumea efectiv că se termină lumea fizică cum o știm noi, se refereau la alte lumi care se termină și din moment ce se termină un ciclu trebuie să înceapă altul. Cred că suntem și acum într-o perioadă din aia. Acum, momentan, se suprapun ciclurile. E unul la sfârșit și unul, deci unul care nu a murit și e încă unul care nu s-a născut încă. Și atunci mergem în paralel cu ambele lumi. Uh-huh. Acum vedem noi ce alegem fiecare personal cu ce, cu ce se ce identifică. Zic, Mihai, să intrăm un pic mai științific în discuția asta, poate un pic mai târziu. Sigur, că vreau să-i aranjez pe oamenii ăștia care au venit aici. Nu vreau să-i simt că își pierd răbdarea. Și să-i instalăm aici la treabă, să stăm un pic și cu ei de vorbă și sigur și oamenii așteaptă să-i vadă. Da. Și atunci mai revenim, că microfoanele sunt la noi, știi, ei desenează, pun muzică, noi n-avem treburile. Suntem comentatori aici în spate. Ne retragem pe fotolii. Bun, ne întoarcem imediat.
dragii noștri, cei 20 de oameni de care ne super bucurăm, avem dita mai audiență. Să știți că domnișoara este Camelia Nedelcu și ea acum își instalează o foaie neagră. Eu am pregătit pentru ea o foaie albă. Știți cum e? Am înțeles că a avut ceva super ședință, nu intrăm în detalii, a fost trafic, este dita mai carantina. Ce să mai reproșez? Adică ce să ni se mai reproșeze că am pus albă în loc de neagră? Mene, e albă sau neagră? Ce mai? E almost the same thing. Hai încoace, Tomi. Tomi, trebuie să vorbim despre... Da, depinde. Da. E pornit. Da, bună. Da. Bună celor 20 de oameni care ne urmăresc. El da, este... putem să vorbim, cum să nu. Tomi, depinde cât Răzvan. De departe mergem. Da? Păi nu mergem Hai deloc să nu mergem departe. Foarte departe. Voi sunteți cuplu, da, așa-i? Împreună de super. Ceva timp. Mă bucur. Păi în contextul ăsta sunt și mai liniștit cumva, că apropierea și distanțarea almost the same thing. Știi? Cam așa e. Da. Ce faci? Bine, Flaviu, mă bucur să fiu la tine la da? Galerie și la Plankton. În sfârșit, că era vorba de era treaba timpul. Asta de ceva timp, da. Dar da, am făcut pauză și din astea. Ok, bine, bine că s-a întâmplat. Ce ai mai făcut tu între timp? Păi, am daily stuff, adică ce și pot să faci în perioada asta? Că nu e o perioadă care să îți dea foarte mult spațiu, să faci foarte multe chestii și atunci... No, job-ul și mi-ocup timpul cu casa și cu pasiunile mele. Da, da, da. Care, sunt, tu... care primesc din ce în ce mai puțin timp, de fapt. Da. Dar și timpul ăla încerc să fie de calitate. Și eu, din fericire, consider treaba asta o pasiune. Nu m-am pic. Așa. Și să zicem că mă ocup de pasiune, dar am și de lucru foarte mult timp în rest, alte chestii. Nu comenzi pentru pictură sau ceva, să nu înțeleagă lumea greșit. Dar am început să fac UI UX design, iarăși. Asta e un domeniu despre care comun, poți vorbi mai multe, da? Cu Camelia. Super, chiar aș vrea să vorbesc. Am primit ceva ofertă de colaborare cu o firmă. Și man, partea bună este că descoper estetică fresh în domeniul ăla. Și afișul nostru este inspirat de acolo. Și chiar drăguț, nu? Da, adică, da. No, e așa, culori. Se putea, mai fain. Păi pentru mai voi personal, se putea, da. Sigur. Bine, dar faza e că nu poți în fiecare săptămână să bagi ceva bun. Da, așa bun, este, știi? Da, te înțeleg. Și dacă bine la un moment dat o să poți să lucrezi cu designer, atunci o să pun... Hai să vorbim unul peste altul. Da. Așa, nu, așa să ne mai deschide multe, Camelia are o rugăminte. Este ceva. Elevei mele trebuie scoci, așa mă simt, de parcă eleva mea, pentru că a fost eleva mea și asta nu mai iese din sistem. Domn profesor, corect. Interesant că noi, da. în gașca noastră de prieteni, pentru că ea e foarte bună la a ne organiza, da? Îi spunem doamna dirigintă. Și cu domn, ai văzut, are și da, un dirigint de profesorul profesor. Lui, că nu poți. Bineînțeles. Și uite, rămâi acolo că avem nevoie de culoare în cadru. Eu de asta mi-am cumpărat, mi-am luat cămașa asta pe mine. Tomi, hai să da, zicem, dragule. Vrei să le spui ceva esențial oamenilor? Vrei să vorbim despre trecutul tău ca și DJ? Nu știu, e conversația ta. Știu despre algoritm, că putem a făcut niște povestim, parcuri super vrei. Faine. Da. Și s-au întâmplat și vor mai fi. Sau vrei să încerci să pui muzică direct? Liber și deschis la da? O urmă de chestii. Putem, hai să vorbim un pic. Întreabă-mă, punem întrebări. Păi spune-mi... Câți ani a fost proiectul Algoritm cumva pe... Păi, proiectul Algoritm a început... Hai să luăm așa de la început. La un moment dat am avut niște discuții cu Dani și Dani m-a invitat să pun muzică la gazet. Care era în momentul ăla un lucru pe care mi-l doream într-un fel sau altul, fiind un DJ în ascensiune, să zic, sau așa fresh pe piață. Și da. No, gazet era cumva un plafon destul de ridicat pentru... DJ-ii locali. Da, și da, a da. Fost un moment foarte fain și foarte oportun și care a deschis la rândul lui ușa către alte momente faine și oportune. Adică eu am vrut să fac mai mult decât să mă duc și să fiu un simplu DJ care pune un set și
e parte din ceva. Adică e și, dacă vrei, o filozofie personală, sunt întotdeauna să aduc, nu știu cumva, chestia personală. Adică ai Amen. Și parte de curatorie într-un fel, sau cum îi zice? Da, într-un anume fel. Te gândești la... Îmi place să fie lucrurile așa cum îmi imaginez eu că aș vrea să fie și atunci mi-am canalizat foarte multă energie spre proiectul ăsta Algoritm, uh-huh. care a fost deci... o serie de party-uri pe asta. Care le curatoram eu și cu Dalai Lama. Da, împreună făceam treaba, asta nu știam. Făceam. Nu știa asta. Niciodată n-am știut. Împreună făceam treaba. Și acum nu mai faceți pentru că el e în Germania? Nu, păi el în Germania fiind... A, da? Da, îți venea exact. Trimitea sigur. Oameni, da, îți propunea. Făceam booking-uri, aveam o dinamică destul de liberă, în sensul de, no, ai tu ceva în spate, am eu ceva, pe cine vrei să chemăm, cum vrei să invităm. Și procesul ăsta de, să zicem... curatorie prima dată și după aceea efectiv de implementare. Sună-l pe ăla, rezervă-i cazare și nu știu mai ce. Asta era și după aia part în sine cu scule, cu tot, după aia toată noaptea aia în care trebuia să fie acolo ca invitat. Ți se părea că, nu știu, îți ocupa mult timp? Era nu greu? Nu m-am gândit niciodată plăcea, dacă fără era... să simți. Asta am vrut să zic. Nu m-am gândit niciodată cât timp îmi ocupă, dacă era greu, pentru că era implicită chestia. Adică erai așa prezent. Da, pentru mine aia a fost. Ce fain. Știi, that was it. Asta a fost farmecul. Ți-am zis, nu vroiam numai să mă duc să-mi pun sticul și discurile și să pun și eu muzică. Vroiam să aduc o amprentă personală, o chestie personală. Și cred că e foarte valoroasă abordarea asta, este, pentru că, adică, în primul rând, am este mult mai puternică, implici oameni mai mulți și cumva păi da, e focusul de pe la tine. La început aveam un film de ăsta super fain în care mai era și Denis, prietena Lumiță, care a fost barman din gazet. Și Denis ne făcea parte de decoruri și noi primele... Ah, și făcea și da, noi primele, știi că erau în gazet la un moment dat niște globuri? Da. No, alea au fost făcute de Denis pentru un Algoritm. La, ce țin minte la un party cu Gemini Brothers, cred că, da? Am umplut o pupitru de iederă pe care m-am dus eu și am furat-o de pe stradă. Și pe era clădiri. O, cum să zic, fiecare ediție... Era da, pentru tine absolut să fie necesar altceva, să fie o aibă o chestie nouă. Excelent. Cred că aveați discuția asta de layere și cât de departe mergi în layere și încercam să și ați avut interesul sau ați scos pur și simplu algoritmul din gazet? Se întâmpla și altundeva? Da, am avut câteva... Vezi că stă un pic într-o parte. M-am băgat. Am avut... Așa. Am avut câteva evenimente și în alte localități. Ce dubios a sunat, localități. Da, am fost invitat și în alte cluburi în România. Brașov, Târgu Mureș, Sibiu. Și tu, da. Ca și DJ, pe la ce festivaluri ai pus? Cam pe la toate. Cam din pe la astea, așa, locale. Mai puțin la Untold. Da? Da. Eu n-am fost niciodată la Untold. Nici eu, nu am fost da. Niciodată. Nici eu, dar... chiar n-am simțit. Da, n-am simțit că este festivalul meu. Da, e ok. Las să fie și ăla. Înțeles, este loc pentru toată poate lumea. Poate ne face metrou, știi ce zic? Da. Domnul Boc, ne auziți? Vrem să mergem... Vrem metrou, dar fain. Acasă de la Untold, numai coborând pur și simplu scările din stadion, pac, în stația de metrou... Îți dai seama cum o să fie în stația de metrou. Da. Și ce o să fie acolo? Eu îmi doresc țigani lăutari. Carnaval. Eu îmi doresc țigani lăutari. Îmbrăcați în costume de secolul XVII. Știi? Ca să poți să dormi, trebuie să ții o lăutărească. Exact. De-aia de necaz. E ca și cum îți dai uniforma și treci prin filtrul ăla și în sfârșit te-ai recalibrat din punct de vedere al chakrelor. Corect, ți le aliniezi. Lăutarul face treaba. No, bine. No, și așa am... Și tu faci și design. Prea mult tu spus făceai design. Design da. Pentru... Da, eu făceam. Erau foarte interesante. Mulțumesc frumos. Am încercat să... Vibe-ul la cosmic, la majoritatea. Cosmic și floral. Și floral, da. E... Fain. De am observat, să știi. De fapt, de acolo și venit tot conceptul ăsta de algoritm. De la ideea de algoritmi din natură. Și felul în care sunt niște lucruri cumva scrise și foarte bine delimitate
Și totuși în lucrurile alea scrise și foarte bine delimitate înfloresc niște chestii extraordinar de frumoase. Mi s-a părut interesant conceptul. Sorry Condi, woman can do, this is the song. Sorry Condi, e un tip foarte fain, e orb săracul, dar are el o chestie cu cântat la un instrument foarte interesant și pe acolo prin Africa și-a găsit niște băieți care au investit în talentul lui și uite, a ajuns la... De unde e tipul ăsta? Ceva țară din Africa. O să-ți trimit și eu un playlist de muzică rock psihedelic din Ghana, din anii 70. Și eu, nice. Știi cum am început cu muzica africană? No. Cumpărând ceva CD din ăla comercial de muzică tradițională africană dintr-o benzinărie cândva. Și așa am început, dar tot găsesc la Giles Peterson, da. Artishburg. Ah, ok, da, da. Știi, da. Pe tip. Da, știu, nu urmăresc, nu, da. Sunt un avid. Un tip fain care are gusturi așa super răspândite. Păi eu zic să... Ți-ai instalat? Îmi dai o pasă? Da. Hai să le zicem oamenilor și de unde ne cunoaștem noi doi. Dacă vrei să zici tu ceva. Nu știu dacă, adică eu nu pot să-mi dau seama dacă noi ne cunoaștem din cercurile sociale ale crujului sau ne cunoaștem de la fotbal. Sau de pe teren, corect. Păi stai să vă zic că la un moment dat am rămas fără echipă și am auzit că se adună prietenii DJ cumva. Da, da, am avut o prietenă care mulți, DJ mulți. Jucam și fotbal. Acum suntem Acoș, acum sunt mai puțin DJ, dar... Da. Atunci erau chiar toți DJ-i posibili, toți. Exact. Și bineînțeles că mi s-a părut comic în primul rând să mă prezint în gașca de DJ, că îi vedeam seara la party și după aia într-o zi din săptămână la fotbal. Era, și am început să ne dăm pase, nu? Da, era o tură foarte bună. Hai să facem asta în viață de acum încolo. Să ne tot dăm pase? Da. Hai. No. Ok. De ce pas nu vrei să dai astăzi? Cu călcâiul. Lasă-mă cu alea, te rog. Dă astăzi o pasă cu latul direct în poartă, te rog. Simplu. Sau nu, fă ce vrei, că ești la platan. Deci ce muzică pui azi? Ai da, e o întrebare bună. Nu știi, nu am pregătit o chestie așa super bine definită. M-am gândit în schimb să călătoresc un pic prin mai multe zone de sound care m-au influențat pe mine ca DJ. Perfect, excelent. Și care cred că mă și caracterizează. Că m-a întrebat la un moment dat un prieten că, da, în vederea unui booking pentru un club în Danemarca, zi-mi un pic ce muzică pui ca să știu să le spun oamenilor ăstora. Și mi-a fost foarte greu să nail down niște stiluri. Și te-ai stiluri. Orientat în funcție de ce se practică pe acolo. Adică artiștii fac asta, de exemplu, că la un nivel subtil, când tu alegi o direcție artistică pentru un proiect sau pentru, nu știu, un DJ set sau bla bla, îți un pic așa te gândești cine e publicul și ce context este ăla. La chestia te referi. Da, tu faci asta? Da, da, bineînțeles. Mi se pare că e o parte integrantă din actul de a pune muzică unui public. Așa-i? E poate cea mai importantă chestie, pentru că trebuie să fii foarte conștient de cum se simt oamenii ăia în momentul respectiv. Și eu m-am găsit de foarte multe ori punând muzică în situația în care simțeam că mă încarc de energia care vine de acolo. Și energia aia e datoria mea să o transmit mai departe și să o dau. Sau, când oamenii, pe un dance floor, oamenii se deschid. Așa e? În fața omului care pune muzică. Și în momentul în care oamenii se deschid, au 100% încredere în tine. Că e de-aia acolo, să danseze. Dansul așa, bun, și prieteni. Muzica te deschide. Pe mine ca om m-a deschis super mult toată chestia asta. Și când oamenii se deschid în fața ta, cumva îi, hai să zic, de datoria, datoria într-un context așa soft. E de datoria ta să faci asta. Știi, să le faci oamenilor o călătorie faină. Mă bucur că gândești așa, că e așa lipsit de egoism, ce zici tu, încât merită să te las în pace și să te apuci de treabă. Păi, să trec la chestii administrative. Suntem și pe YouTube, să aveți grijă că poate Facebook-ul ne oprește peste o oră. Și Lisa, tu ai acces la link-ul de YouTube? Îl postezi, te rog, în comment section la Facebook ca să știe lumea să ne viziteze și acolo și dacă vă place ce aberăm noi pe aici, dar nu aberăm, să știți, numai vorbim lejer ca și cum am face de obicei, că
n-aș vrea să mă complic prea tare, știi? Nu că aș fi un savant undeva în spate meu, dar așa. Dacă vă place și ce muzică și chestii facem pe aici, dați-ne un like, merge și un subscribe pe YouTube. Dacă credeți că e demnă de share-ui treaba asta, faceți și asta, vă rugă. Și să știți că suntem bine organizați și pe planktonacademy.com, unde puteți să vedeți toate episoadele înainte de acesta. Și până la episodul al 11-lea am avut și... în fine, vedeți voi acolo ce se întâmplă. Îl las pe Tomi să-și facă treaba. Sau mai stăm un pic dacă vrea. Și dați-ne un coment să vedem ce puteți face acolo în timp ce noi punem chestii muzică. Chiar sunt curios cum se uită lumea la noi. Pe telefon? Pe smart TV? Sau pe... nu știu. Eu cred că se uită în pat sau cu un par de vin acum, că toată lumea a ajuns acasă. Ce fain. Cum? Deci? Da, ești set up și plata nu este. Te ajut la ceva? Bun. Lisa, ce mai faci? Totul e bine? Super. Aseară Lisa m-a uitat cu Andreea, prietena mea, la un film. The Intern se numește și... da, e un film simpatic de pe Netflix cu Robert De Niro, care se duce ca și intern la o companie de super tineri în 2015. Și a fost și haios. Și zic despre asta că tu ești internul nostru. Sau interna noastră, nu știu cum se zice. Haideți că mă retrag. Te lăsăm un pic să pui muzică și mai și vorbim dacă vrei. Sau eu cu Mihai. Și da, să-i dorim succes și lui Tomi și Cameliei. Mă duc să verific cum stau treburile acolo în spate.
observ aici că Tomi și-a adus și niște viniluri. La capătul celălalt al mesei este șamanul din Someșeni. Prezent. Totul în regulă. Ce zici, Mihai, de opera de artă? Am vrut să zic că NASA, acum, nu știu, ceva timp, a eliberat niște poze, în teorie, cu existența unor planete, în formă de gogoașă. What? Gogoașă? Gogoașă. Și dacă ne uităm acolo, poate să fie o planetă, dar nu în formă de gogoașă. Formă de vinil. Și tu crezi că spiritul Cameliei a intuit chestia asta sau ea știe de la NASA că este o planetă și ea face fix asta acum? Cum? Mi se șoptește că merge mult pe intuiție, din surse sigure. Păi femeile ca și Vas merg mai mult pe intuiție, noi trebuie să învățăm chestia asta de la ele. Mhm. Păi să știi că în arta vizuală, să zicem, mi se pare că am funcționat și eu așa cu intuiția, dar acum recunosc că nu sunt așa șlefuit încât să mizez pe intuiție în toate domeniile. Cumva trebuie să calculez lucruri, dar într-adevăr, interiorul îți șoptește chestii dacă ești atent. Da, de când ne-am mutat în orașe, de vreo 200 de ani, asta e problema, așa? De când ne-am mutat în oraș de vreo 200 de ani, cumva înainte omenirea mergea foarte mult pe intuiție, că în natură sau în pădure, când vânezi sau când ești vânat, nu prea poți să te gândești la chestiile tale mentale și intuiția dictează de fapt ce. Și noi eram mult mai echilibrați cu intuiția, eram mână-mână, dar ne-am mutat pe betoane și am cam uitat de ea. Și acum o reînvățăm. Și cum reînvățăm? Care sunt niște metode ca să îi dăm un pic de boost la intuiție și la, nu știu, comunicarea asta cu inner self, dar stimulată cumva de exterior, că na, e vorba de exterior mult. Chiar, hai să rezumăm, Mihai, să ne gândim care ar fi... Nu. Tu cum faci ca să... Ești conștient de câteva chestii care îți fac să funcționeze intuiția mai bine? Eu cred că toți, de fapt, trebuie să ne găsim un echilibru între energia masculină și energia feminină, care fiecare vine cu anumite plusuri și anumite minusuri. Însă trăim într-o lume care e foarte deficitară și sunt foarte mult într-o energie masculină toxică.
Și cumva noi trebuie să ne echilibrăm pe noi înșine, că noi știm mai bine fiecare ce e înăuntru și ce e în afară. Super. Eu cred pe lângă asta, și sigur ai dreptate, că și prezența noastră în natură, cum ai zis și tu, ne ajută foarte mult să prindem ce zicea de algoritm, că găsește în natură. În același timp, în natură găsim foarte multă geometrie sacră și găsim niște tipare pe care noi le atribuim matematicii. Și matematicienii merg în natură și văd matematică și e limba universului, dacă stăm să zicem așa. Dar de multe ori, natura e numai amprenta celelalte lumi. Ea prima materializare în lumea asta a fost natura și atunci, dacă luăm din partea respectivă chestia asta, mergem în natură, ea ne echilibrează pe noi, nu noi pe ea. Deci, noi suntem natură și de asta tânjim după ea, că vrem să mergem înapoi acasă. Aici nu suntem dezechilibrați pe betoane. Și mergem în natură și cumva, fără să facem nimic, fără să știm tehnici de respirație sau de meditație, natura ne echilibrează și dacă ne putem descălța puțin, să ne regleze inclusiv magnetic și energetic, da, să scădem de chestiile, de inflamațiile pe care corpul le produce. Ea, mama, în inteligența ei infinită, de 4,6 miliarde de ani de cât are planeta respectivă, și noi câteva miuțe de ani, ne reglează bine. Dar uite, faza asta cu descălțatul are legătură și pur și simplu cu faptul că avem o grămadă de puncte energetice în talpă, da. Și călcând pe pietre și pe... Mai ții minte când tendonul din talpă îți prindea o piatră când erai mic? Da. Mai te durea, dar era foarte benefic pentru anumite organe interne care erau acolo. Pe masajul din talpă, din cultura, exact, din Orient și acupuntura, pe asta se bazează. Adică dacă te uiți la harta organelor interne, o să vezi o hartă în fiecare talpă alte organe și unde se apasă și ce se... Da, 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 exact. Am fost de mai multe ori la masaj din asta, nu știu cum îi spune, în talpă, dar super efect, foarte bun. Și într-o vreme îl făceam singur când, de exemplu, voiam să mă relaxez, să mă calmez. Rapid băgam niște cremă de gălbenele și da, îmi apăsam anumite zone, că știam un pic. Nu, știam ce zone să apăs, nu știam exact care la care organ intern îi corespunde, dar no, apăsându-le pe toate n-avea probleme. Până la urmă, și știi că te poate adormi cineva lejer dacă ți apasă o anumită zonă din talpă. Adică, după câteva secunde, jup, ai adormit. Avem foarte încă multe de învățat de la mama natură. Zice Olivia Ruschi că este magii. Rușiții, îmi cer scuze. Vrem să... De fapt nu vrem nimic, că știm că totul e magic, adică ansamblu de expresii. Muzică, pictură, împreună fac magia. Am vrut să întreb ca și un papagal, bineînțeles. Ce vi se pare mai magic? Pictura? E o prostie ce v-am întrebat eu, dar uite. Păi noi tot timpul am fost înconjurați de magie cumva și o regăsim de foarte multe ori în natură, din nou. Pentru că realitățile pe care le experimentăm noi când mergem într-un oraș sunt doar realitățile care au fost cândva în capul unui om. Dacă mergem în natură, de fapt noi vedem realitățile care au fost cândva în capul unui creator, care e foarte, foarte vechi. Ce mai zic ăștia despre oraș versus natură? Zic unii că în oraș, datorită rețelelor electrice pe care le-am construit și le-am ordonat în stilul nostru, acum eu nu știu fizică foarte bine, dar cumva îi cu totul altceva, pruiaje, o structură electrică. Da, o structură electrică, da, man-made. Da. E un grid invizibil pentru ochiul, exact, și spectru uman. Un grid electromagnetic din natură, da, care e într-un alt tip de armonie. Da, pentru că... Și că, efectiv, energia e foarte diferită prin prezența tuturor stimulilor din oraș față de o natură unde gândește numai dimineața cum o ceață curăță.
zic ăștia de la Qigong. Gâdele toate simțurile, toate. Exact. Ăștia de la Qigong, auditiv, că energia pământului dimineața e cea mai fresh cumva. La ora 3 dimineața, când trece dintr-o noapte în zi și vine înapoi, atunci se schimbă chestii energetice. Zice Radu Corcoveanu că știe Cosma ce zice acolo. Așa este, păi de-aia l-am chemat să ne zic. Poate că... Hai, da. Poate o să... Știi că Joe Rogan Da. Are vreo doi prieteni. Are. Pe care îi tot cheamă pe acolo. Nu sunt neapărat angajat sau ceva, dar când... Că tot ziceai de orașe, că să nu-mi uit ideea. Călătorim mult, fie cu rugby, cu alte circunstanțe. Am experimentat energia diferită la orașe. Și fiecare oraș are o energie diferită. Dacă mergi în Amsterdam, dacă mergi în Paris, dacă mergi în New York, sunt orașe încărcate diferit energetic. Și tu le simți când intri în orașul respectiv. Și cel mai mare șoc, adică cea mai mare diferență de energie pe care am simțit-o, a fost când am ajuns în New York ultima dată. A fost așa un... Zici că am luat ceva. Bad vibe? Nu. Strong? O energie din aia, așa. Am simțit orașul, poate mai mult decât l-am simțit în ultimele dăți când am fost. Și crezi că e pământul efectiv pe care ai făcut orașul? Inclus oamenii și viziunea lor dintr-un oraș. Deci că dacă mergeai în Atena acum 2000 de ani, energia colectivă... simțeai... Corect. E vibe-ul grupului, e vibe-ul colectiv, e un fel de the mind hive, e mintea colectivă a cuibului, a energia orașului. Dacă, inclusiv în Transilvania sau în România, dacă mergi în alte orașe, se înțelege, se simte diferit. Simte diferit energia. De exemplu... Am înțeles, super tare. Și la noi la Cluj ce zici de vibe? Îți place? Eu zic că am avut întotdeauna un vibe foarte bun. Și știi de ce cred eu că am avut un vibe foarte bun aici în oraș? Bă, da, mă, numai că... Ce să zic, a fost o perioadă. Dar eu cred că spiritul omului de la țară care a populat orașul ăsta cumva a adus Da. Păi, aici un tip de sfințenie care e și în mine și în tine. Eternitatea adusă de la sat la oraș aici, străinii cred că apreciază și simt chestia. Ai așa o, să zicem, o bunătate de asta colectivă. Bineînțeles că devenim super capitaliști și suntem influențați, de exemplu, un mindset de... Dar în același timp avem niște rădăcini pe care puțină lume le are pe planetă în momentul de față. Și pentru chestia asta trebuie să fim foarte grateful noi ca și români sau ca și ardeleni. Nu știu cum să mai cred că e și geografia care ne avantajează față de alte părți. Păi faptul că ai 2-3 dealuri. Pentru că poți să pui pe deal. Mai fugi până în pădure. Da. Exact, da. Și cumva în lângă Cluj îți dă pădure. Răgaz, știi, să mai faci o pauză. Și festivalurile care se întâmplau, ce fain se întâmplau pe dealuri, nu? Rușa Summer Hills. Era ceva la care... Este, pardon, scuze. A fost. Da, este și va fi. Microcosmosul din spatele tău. Dar sunt foarte curios ce zice Camelia. Serios, Cami, ce faci? Mă bucur că ești aici cu noi. Și bănuiesc că te simți destul de cozy, că știi și locul, știi și pe DJ. Cum? Prea multă lumină? Da. Este un pic, dar faza e că în momentul în care reducem din lumină camerele, încep să surprindă imagini în mișcare, adică trebuie să-i mărim foarte tare, nu știu ce, și bla bla, știi tu. Ce ne pictezi astăzi? Se vede altfel de aici. Păi tot asta vă zic, dați-vă un pic în spate. Bun? Ca și mixul
Deci cred că cei care ne ascultă n-au auzit chiar bine ce ai zis tu că vrei să desenezi acolo în spate. Cine ar fi trebuit să audă, a auzit. Cine nu, e ok. Tu o să vorbești prin fapte, nu? Da. Și prin imagini. Da. Trebuie să-ți recunosc că nu știu exact ce voi face. Am o bază, dar putea să și cine nu a auzit, o să le spui în privat. Și 4 pe YouTube și vreo 15 pe Facebook. Foarte mult. Le mulțumim. Se 17 crească. Pe Facebook. Wow. Chiar le zicem și la cei de pe Facebook să vină pe YouTube că avem eu calitate mai bună și s-ar putea să o taie rapid. Și dacă sunteți printre cei care ați intrat recent pe live, să știți că este un link cu YouTube în comment la live-ul ăsta, îl găsiți dacă scrollați un pic. Păi, Cami. Care-i treaba? Treaba este cam pandemie. Da? Da. Mai e statică bună, un pic. Bună. E mai statică puțin. Încerc să nu o fac statică. Așa și eu. Dar nu este cum am zis, îmi pare rău, nu v-am auzit ce ați discutat cu filozofia voastră și cu... energia planetei la ora 3 dimineața ca să pot să continui la fel de apetitant. Da. Dar eu am de pixat acolo și bine. Mult bine, hai că te lăsăm. Cred că să mă... și am întârziat, așa că cer scuze. Da, și da, vezi că trece timpul repede. Trece și s-ar putea să n-am. Și vrei să vinzi lucrarea? Dacă se vinde? Da. Dacă se vinde, toți banii ți-i donez. Păi nu mie, că atunci eu îi împart cu echipa. Dar oricum astăzi echipa este eu. Dacă... și cu Lisa. Scuze-mă, n-am... Ziceam că... voiam să zic că îi împart cu echipa. Foarte bine, e decizia ta ce faci. De fapt, nu numai eu cu Lisa. Dacă se întâmplă să se vândă, știu că s-a vândut una sau vândut două, trei. Trei? Mm-hmm. Felicitări. Mulțumim! Una cu 1000 de lei, cealaltă cu 250 și cealaltă cu 500. Super! Foarte bine, drăguț! Bravo. Da, mă, chiar a fost... Da, ritmul. Da. Și ieri mi-a mai recomandat cineva pe un băiat care e super grafer și el. Și să sperăm că în următoarele dăți va veni. Flaviu, artiști sunt. Știu. Absolut. Să știi că unii, apropo, acum mă plâng un pic, da, sunt unii artiști care mă critică că promovez artă mediocră, așa mi s-a spus. Deci să știi că este o mare parte din lumea artistică la care eu... Deci eu-s deschis la toți, dar o să mă refuze ei. Dar eu n-am ce să le fac. Știi cum... Au prejudecăți, au standarde, au filme. E gratis, îți dai cu părerea și atunci știi. Îi lăsăm pe fiecare. E loc oricum de toată lumea până la urmă. Dar nu mă plâng, că și eu am făcut asta probabil ca un copil sau ca un tânăr inconștient, invidios la un moment dat. Nu știu sigur dacă am dat-o așa direct, dar na, când faci ceva trebuie să ai și partea aia la mea. Eu sunt foarte fericit. Chiruiala de talent. Păi, știi care e faza? Nu mă interesează cât suntem de genii, mediocri sau parașute. Eu mă bucur că cineva se uită la noi și că avem o alternativă la ce vezi la televizor în fiecare zi. I don't know, nu știu. Nu-i bravo, ai talent sau nu știu cum îi zice la emisiunea aia. Dar nu vă mai uitați la prostii. Dar nu m-am uitat. Dar de unde știi de ea? Păi că, nu, trec și eu prin fața televizoarelor. Românii au talent, numai că nu prea-s România. Așa, ui, nu știu, așa e și cu echipele de fotbal.
jucătorii români de la fotbal pe sintetic, ăia la alți sunt străini. Dar e faină muzica lui TomiRazvan, așa? Așa-i? Super. Să mai și facem liniște din când în când. Hai să mai tăcem că lumea ar vrea să ascultă. Mă retrag acum să pictez, îți mulțumesc. Mulțumim pentru intervenție. Și că ești aici. Thank you.
muzica asta bună a lui Tomi e pont să începem să licităm lucrarea Cameliei, știi? Că sound-ul ăsta plăcut te poate face să apreciezi arta și mai mult și știm cum se mai apreciază arta și prin a o cumpăra, știi? Și atunci, dacă cumva vă gândiți la varianta asta, să cumpărați, să apreciați arta prin a o cumpăra, atunci, cred că în câteva minute, Cami trebuie să ne zică un preț. Chiar, Cami, în ce mediu lucrezi tu, ca să știu să dau informații? Să știți că o să iau imaginea asta așa mot-a-mo cum apare ea. Eu văd, să zicem, o planetă în formă de gogoașă. Dar să știți că e planetă pentru că în jurul ei mai sunt trei planete. Sau o fi un soare, o stea, habar n-am, dacă soarele e planeta, I don't know. Și este un braț din ăsta de pick-up. De platan care e acolo să ne dea sunetul planetei. Și discuția noastră cu vibe-ul orașelor e foarte pe tema acum, nu te supăra, Mihai. Doare care e vibe-ul planetei lui Cami? Acea planetă sau care e planeta? Planeta ei. Ai văzut că are un braț din ăla de pick-up? Da, cumva la început, înainte să termine, să contureze mai tare imaginea, eu am crezut că e o mașină care se prăbușește, e un OZN, ca și cum ar fi una, dacă vă uitați așa în dreapta, sunt două dâre, ca și la avioane, și mayday și merge la Donut Planet. Nu știu dacă sunt polițiști oamenii ăia din OZN-ul respectiv. Da.
suntem vreo 40 care ne uităm simultan. Yes, mulțumim frumos, de fapt chiar 45. Și Cami, te salută Călina Bârzu. Yay! Călina e în București, lucrează la Muzeul de Artă Contemporană, super. Nice. Ciao Călina. Elvin zice că ce frumos pictează Cami. Yeah! Radu Corcoveanu zice ce frumoasă e muzica sau ce faină muzica, da. Auzi, Radu Corcoveanu, zice Tomi că te ești frumos. Paul Atasiei, mulțumim de feedback-ul cu microfoanele, încă mă obișnuiesc cu microfonul ăsta. Aveam două din alea wireless înainte, când era Radu aici la pupitru și parcă mergeau mult mai bine sau era pur și simplu Radu care știa să le seteze. Știm că urlăm câteodată în box, în microfon și ne cerem scuze pentru asta, dar o să fie tot mai bine, promitem. Și Tomi și zice și legislația că nu mai stă mult. E carantină și oamenii trebuie să meargă către casă. Și stăm așa încă vreo cât, Tomi? 10-15 minute? Maxim 15. A, zice Tomi că încă două piese. Mai vin și eu acolo să vă mai dau o dumă. Și vă mulțumim deja super mult că ați fost așa de mulți. Vă mai așteptăm și la următoarele. Săptămâna viitoare trebuie să mă uit pe listă, nu mai știu exact cine vine, dar cred că e ori Vila, ori Te Doare. Te Doare. Și Ioana Miron o să vină să picteze sau să deseneze. Uite că începe cosmosul Cameliei să... să facă treabă. Da, și lucrarea e de vânzare, nu? Cami, știi care e singura problemă cu lucrarea aceasta în acest moment? Este faptul că este pe background negru. Ia, nu hârtia. Ce în jurul hârtiei este tot negru și nu o scoate deloc în evidență. Și mizerile de pe peretele meu iarăși strică și pare așa un pic messy și cum am dat noi cu spray-ul pe lângă și așa. Dar oamenii nu-și dau seama că dacă această lucrare ar fi pus într-o ramă tip casetă, nu în paspartu, ci pur și simplu lucrarea pusă deasupra unui paspartu cu o ramă din asta ca și o casetă și cu geam la distanță de lucrare, man, ar fi scumpă rău. Și vă zic, îți dă o chestie care o pot face scumpă pe lucrarea asta. Unui, faptul că o face Cami și că are super talent. Păi, într-o oră jumate,
nici nu ceri 2000 de euro, nu ca de obicei. Că ceri mai puțin de data asta. Și faptul că lucrările astea făcute în timpul emisiunii încep să prindă un fel de pedigree din asta. Știi că e un context. Tot timpul valoarea unei lucrări este dată foarte mult de context. Dacă lucrarea respectivă are legătură cu nu știu ce din viața artistului sau un moment mai special, automat chestia asta adaugă poveste și, na, în fine, cât cer pe aia zile? Lisa, bagă un zoom cu stelele ca să vedem. Dă-ne un cadru cu stelele ca să vedem cu cât dăm lucrarea asta. Și să știți că zice Cami că ea donează lucrarea, la, adică banii, la Plankton MiXArt. Și eu îi donez mai departe la oamenii care sunt în zonă. Adică îi împărțim așa. Zic, Cami. Este cineva care vrea 12 bucăți? Oh my god! Auziți! Domnul sau doamna care vrea 12 bucăți. Nu cer comision, dar nu vreți să le cumpărați prin Plankton MiXArt ca să pot să adaug eu la palmares acest succes și să mă pot lăuda cu asta mai încolo? Vă rog, dacă vreți 12, le rezolv eu cu Cami, în sens că ea le face și aici în emisiune. Putem să zicem la final că am vândut 12, să ne anunțați, vă rog. Lucrarea asta în rama aia pe care am descris-o din iauri. O să arată super bine și brațul electronic al Cameliei care... Cât? Cerem 300, auziți? E super ofertă. Am vândut mult mai scump pe aici. Da, exact, care fiecare? Cine e echipa? Atunci 300 de lei. 300 de lei. Atâta este prețul lucrării. Dacă vă interesează, vă rog să ne scrieți în coment. Până la ora 12 în seara asta, cum e tradiția, asta e prețul și după aia de mine cred că o să crească prețul. Nu știm sigur. Adică aproape sigur că va crește. 300 gratis. Și cică o să doneze Cami toți banii la, să zicem așa, stafful Plankton MiXArt. Știți că eu nu-i plătesc pe oamenii care sunt pe aici.
Îi plătesc în cazul în care se întâmplă o vânzare. De asta mă bag așa tare pe vânzări. Da, în fine. Ne auzim.
declarația. Poate merge cum vrei. Așa final s-a cadat, n-am mai avut niciodată. Și mă și mișc eu așa. Vă mulțumim super, super mult. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Să aveți vise cosmice. 1 Lift off.